O angajată a Serviciului de Înmatriculări Olt a fost plasată sub control judiciar după ce a luat mită. La Direcția Generală Anticorupție au fost înregistrate două denunțuri formulate de doi cetățeni și un agent de poliție din cadrul IPJ Olt împotriva angajatei de la Înmatriculări. Aceasta este acuzată că ar fi primit suma de 300 de lei în vederea înmatriculării a două autoturisme, fără a respecta programarea creată pe baza bonurilor de ordine. La data de 14.05.2018, procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de angajata din cadrul SPCRP CIV Olt pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, se arată în comunicatul parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În urma anchetei s-a stabilit că s-a înmatriculat doar un autoturism, iar pentru celălalt a fost returnată suma de 150 de lei. S-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar în privința inculpatei pe o perioadă de 60 de zile cu interdicția de a ocupa funcția publică în desfășurarea căreia a săvârșit fapta, se arată în comunicatul parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.